frumos e doar frumosul ce în ochiul meu rămâne. Și botezându-mi firea pe sufletul-mi stăpânie, sculptându-mă lumina și umbra dându-mi haină, împodobindu-mi clipa și gândul sfânt cu taină, eu trec prin veac de unul tăcut și fără oaste. Frumosul ce bate în mine reînfrunzându-mi tâmpla, în sânge dând rubine, cădelnițând arome văzduhului de soartă, perechilor de patim le deschizând o poartă, în lacrime de viață, măruntă ca o pierlă. Asta e viața mea. Eu mă simt foarte bine când mă aflu la măsuța mea cu pensula în mână, în fața unui foi alb de hârtie. De mă, foaia asta de hârtie pentru mine nu e pur și simplu o foaie de hârtie, dar e un spațiu, e cosmosul, e o lume întreagă. Asta e viața mea. Vasile Movilianu, creatorul, adică pictorul, Vasile Movilianu, omul, Vasile Movilianu, visătorul. O iau de la visător. Oamenii care visează nu merg printre oameni, ei zboară. Asta este Vasile Movilianu. Vasile Movilianu, creatorul, este un pictor al muncii. Muncește fără, am impresia, fără a gândi, fără a aspira sau fără a atinge la niște, știu eu, aprecieri efemere. El pur și simplu ne învață să iubim, să ne amintim și să observăm ceea ce este frumos în jurul nostru. Pentru mine o expoziție personală asta înseamnă, în primul rând, de a arăta ultimele lucrări care le-am făcut cele mai curent acum, fiindcă în principiu la sală au fost expuse lucrări în acurelă din ultimii 3-4 ani, cel mult. Îndeosebi pentru mine ca noutate au fost portretele, fiindcă am expus cu multe portrete, nu doar am expus și mai înainte, Chișinău vechi, la fel, a apărut mai intensiv și am expus la fel și grafică de carte, care pe parcursul anilor am lăsat-o pentru copii. Deci am vrut așa ca expoziția aceasta să mă prezint într-o oarecare măsură așa mai amplu, să mă cunoască mai bine lumea ce am făcut în ultimii câțiva ani. Vasile Movilianu este unul din maestrii din cei mai importanți la ora actuală în domeniul acuarelei. Este un virtuos nepereche alături de Leonid Grigorașenko, Usov, Poliakov. De fapt, Vasile Movilianu practică pictura și în ulei, în guașe, tehnici mixte. Vasile Movilianu este de asemenea un ilustrator redutabil în Republica Moldova. A ilustrat Grigore Vieru Sangheli. Totuși, partea fortissimă a lui Movilianu este și rămâne acuarela. Aici este ca un rege în gen, nud, natură statică, peisaj și compoziții tematice. Sigur că partea cea mai spectaculoasă, interesantă, sunt lucrările care vizează surprinderea motivelor din orașul vechi. Am așa o manieră mea care o pitez așa cum o sunt eu, și specific mie. Nu nimic aici așa ieșit din comun, fiindcă pitez într-o manieră așa piud, cum s-ar spune, și culorile sunt bine una în alta, numai că asta cere o precizie mare și ca să fie antrenat foarte bine. Acuarela în genere e un material foarte așa fin și capricios. Vă zic că ilustrând atâtea cărți și folosindu-mă de acest material și totodată, cum s-ar spune, fiind mai accesibil pentru mine,
Eu m-am îndrăgostit de dânsul și am lucrat foarte mult și îl iubesc. Chiar din anii de studenție, de la școala Repin, după asta am studiat la Moscova, grafica de carte și acolo tot mult și intensiv m-am ocupat cu acorela. Și deci asta, mi-mi place acorela. Eu câteodată mă râd, zic, la mine prin vine curge nu sânge de acorela. Materialul ăsta cere o mare concentrație. Deci, eu mă gândesc dintre la subiect. De ce o pictez eu? Și după asta mă gândesc, eu mai mult mă gândesc decât pictez, să vă spun sincer. Foarte mult. Eu pot să mă gândesc 3 zile la o lucrare cum să o fac. Și pot să mă așez și în 3 ceasuri să o fac. Că mai mult nu rezist. Dar aici 3 ore, când eu pictez, eu parcă mă aflu în trans. Asta parcă ca și cum ai luat un narcotic. Fiindcă mă grăbesc la maxim. Am făcut, am spus tot așa, cum un cântăreț, o ieșit pe scenă, 3 minute o cântat și el a spus tot ce a avut de spus. Dacă n-ai existat timp, n-ai reușit să spui ce ai avut, înseamnă că trenul a plecat. Și mine asta și mă captivează. Anume, viteza. Cel mai mult îmi place viteza, fiindcă trebuie să ai o viteză enormă de a picta pe foaia asta udă. Fiindcă dacă s-a uscat foaia, tu ai pierdut tot. Și asta mă atrage. Vasile Movileanu, prin cromatica sa, prin felul de a se exprima cromatic, prin culori, încearcă să ne facă să nu uităm, memorizând sau memorând în pictură clădirile vechi, străzile care mai păstrează amprenta trecutului, de fapt, ne revigorează, ne reînvie memoria. Sunt de la țară, din satul Săcăreni, raionul Hâncești, și ca orice tânăr am venit aici să învăț o meserie. Și deci am intrat la școala de arte Repin, așa se numea pe vremea aceea, și am studiat acolo și am îndrăzit acest oraș, mi-a plăcut foarte mult, el m-a primit, deci mi-am făcut aici o familie, am obținut un loc de sub soare aici, cum s-ar spune, un apartament ca să trăiesc, să conviețuiesc cu familia. Fetele s-au născut aici, amele, și învață în acest oraș. Și pentru asta eu foarte mult îl iubesc, foarte mult m-am îndrăgostit, anume chiar cu dragoste față de Chișinău am pictat. Asta e de la mine așa ca un omagiu adus la acest loc unde m-a primit și unde eu trăiesc mai departe. Să împingem ceasul trudnic al nopții către zi, să-i despicăm adâncul, să-l facem avui, materia de vise să modelăm în chip fără asemănare. Priviți, să-i dăm și aripi,
să nu ne doară umbra, să o sufletim cu trup din care imnuri calme spre veșnicii se rup. Când ziua ta e în ceața din care toți venim, cu soarele de seamă risipitori să fim, spre a răspândi în fire elanul cosmic, iar ca temerea de moarte să moară în calendar și fiecărei clipe să o dăruim temei, la lucrul cel de taină să-i ajutăm pe zei. Chișinăul de odinioară, Chișinăul care e prin construcțiile, prin modul de viață, oamenii își construiau imobilele, ținând cont că sunt în legătură directă cu natura. Adică natura și construcția umană erau parcă părți componente egale în gândirea și concepția acelor timpuri. Iată această nostalgie pentru legătura cu natura, Vasile o surprinde în mod excepțional, redând din motive uneori parcă banale, lucrări excepțional de monumentale. Multe din aceste lucrări deja se află în colecții private în multe țări ale lumii. M-am stăruit ca toată seria asta, care e dedicată întregimii orașului vechi, să fie așa ca un portret, așa, ca un simbol a orașului vechi, fiindcă altfel cred că nici nu se poate, fiindcă lumea asta care mișu nu interesează pe noi, toți oamenii, trolebuzele, cum am spus, mă interesează chipul, simbolul orașului vechi. Eu pe teren îmi strâng materialul, deci lucrez, îmi fac schițe, mă documentez, mă îmbib cu orașul ăsta vechi, mă uit din mai multe puncte la o casă și mă interesează ca să fac portretul acestei străzi, chipul acestei case, fiindcă în vâltoarea asta, când mă încujoară mulți oameni de jur împrejur, când sunt atâtea automobile, troleibuze, știți cum, trebuie să ai o anumită sistemă de a te concentra și de a faci ceea ce tu dorești să faci, să scoți ceea ce te interesează pe tine, să faci regie, așa cum regizorul alege eroi și vreau zic că face regizura la film, să apară atunci când trebuie, ori un regizor, ori un, când se cântă o operă, dorește dirijorul care dirijează și trebuie să fie început, sfârșit, solo, așa și eu mă interesez de ce trebuie să fie în tabloul meu, ce e cel mai important. Și atunci eu șed acolo în strada asta și mă gândesc cu grămadă. Eu pot să șed 3 ore și să mă uit și să contemplez casa asta, ca ea să treacă pe mine, să o înțeleg, îmi fac schiți, mă documentez și după aia eu vin în atelier și mă apuc și fac o lucrare.
dar plecările, să zicem, la o tabără de creație, la țară, la părinți, acolo plecați deja cu altă dispoziție, vedeți cu alți ochi, altă atmosferă. Da, deci depinde când te duci într-o tabără de creație, de obicei se duc vreo 10 pictori și se formează un colectiv. Și foarte mult depinde cum te încadrezi în colectivul ăsta, vă zic, fiindcă așa e, în viață tot timpul, vă zic, fiecare trebuie să aibă un loc, să găsește locul lui, nișa lui. Și asta pe mine mă captivează, mi-e interesant, mi-mi place să lucrez cu oamenii, să mă aflu în mijlocul lor. Și am fost în mai multe tabere de creații, ultimele am fost la Olănești și la Parcova. Ne aflăm în grădina unui gospodar care îi spune Vasile Caraiman. Se vede de pe această construcție care a făcut-o el cu bărcuța și cu tot ce ne înconjoară, cât de bine el știe să gospodărească aceste pământuri. Locul este minunat, se află pe malul Nistrului. Și deci Nistru este frumos întotdeauna. Cunosc multe locuri, începând cu de la Țipova, Saharna și până încoace, el întotdeauna e frumos. Dar aici e un loc deosebit, fiindcă el e aproape de revărsarea asta, de Cetatea Albă. Și aflându-mă în această tabără, lucrând mai multe zile, aproape 2 săptămâni, am pitat mai multe locuri care sunt foarte așa interesante. La Olănești e imposibil ca să nu pichez Nistru. Chiar mi-a venit o idee. Dacă aș avea așa un sponsor, ori de pildă, să organizez așa o expediție pentru pictori și să fie tot Nistru, de acolo de sus, de la Soroca, mai de sus, de unde el pornește teritoriul Republicii, și fie până la Tudor, aici, la graniță, să fie toate satele, să fie toate locurile frumoase a Nistrului pictate. Eu cred că și așa și se numească Nistru, cel mai frumos râu care este aici la noi. Eu cred că asta ar fi ceva fantastic. Eu fac așa o comparație undeva, de pildă dacă să luăm vioara, da? Vioara așa e un instrument de fin, de extraordinar. Apoi eu compar acuarela cu vioara, dar uleiul asta cu pianul. Pentru că el are un diapazon mare, poți să-ți permiți să faci diferite tehnici, chestii, să-ți mai trăiești sufletul. Dar vioara e vioara. De fiecare instrument e interesant într-o îmbinare așa cu... Deci cam așa privesc eu. Și am pictat foarte multe lucruri cu muzica, că mie îmi place foarte mult muzica. Și m-am stăruit, vă zic, am pictat și un lei și în acorelă, așa cum înțeleg eu ritmul muzicii, cum mi-aș închipui eu acolo un pianist cum cântă și l-am desenat cu vreo 12 dești, cu mai multe mâini, că eu când văd cum dă el așa la pian, parcă închipui că, Doamne, cum cântă el? Trebuie să ai vreo 20 de mâini să te obdești să apeși pe toate clapele astea, ca să iasă atâtea sunete de frumoasă. Dar în realitate omul, știi, miseria și el e extraordinar. We'll be right back.
M-am specializat ca un pictor pentru copii. Am făcut și abecedar, am făcut și o mulțime de povești și în gener îmi plac copiii și tot timpul am lucrat în culoare și în acest domeniu m-am specializat. Vreau să arăt o cărțulie care eu, printre ultimele care le-am ilustrat, se numește Alfabetul Vesel al poetului Ianuș Ciurcanu. Și e o carte care învață pe copiii mici la grădiniță literele, alfabetul. Iată, de pildă, asta este antilopa și e o poezioară foarte așa scurtă ca să ții minte copilul și litera și animalul. Poeziile sunt foarte captivante, iată cum de pildă. Ferestreul când se scoală, mai întâi pe dinți se spală. Iată. Clar că trebuie să fac un ferestreu care se spală pe dinți. Și iată așa eu mi l-am închipuit. Dar poate mai fi încă în zeci de feluri. Pentru că dacă o să-i dea la alt pictor, el altfel o să-l vadă. Dar eu așa l-am văzut. Și așa mi-a plăcut și așa l-am făcut. Și vă mai arăt așa, așa de pildă. Sunt foarte multe, ia ca hipopotamul. Și mie îmi plac să desenez un indian cu tămăgav, cu ce cauți la noi în parc. Ce ascund cuvintele a apărut acum de curând, e una din ultimele mele cărți. Multe și multe ilustrații. Vedeți chiar portretul poetului la urmă, cum îl șede la foc și se încălzește și vreau să atrag atenția că poeziile sunt foarte captivante. El spune așa, zice că seara când se lasă luna peste codrii mei străbuni, stau cu geografia în mână să vânez niște minciuni. Foarte interesant, deja spune. E o carte, nu știu, copiii, cred că copilor o să fie interesant să o răsfăiască, să o citească. Trei povești minunate din Mihail Sadoveanu. Îmi place foarte mult cum scrie Sadoveanu și sunt multe ilustrații aici, începând cu Forzățul, terminând cu... Adică vreau să vă spun cum e... Toate cărțile îmi plac, pentru că orice lucrare asta sunt copiii mei, dar desigur că îmi place foarte mult cum scrie Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Claudia Partoli, Mihail Sadoveanu. Vasile Movilianu s-a transformat prin culorile, prin creațiile sale într-un copil care s-a jucat frumos, inspirat de ceea ce am scris eu, a creat un joc cromatic frumos. Astfel, cărțile noastre s-au bucurat de succes. Am aici o carte scrisă de Claudia Partoli, cu care am colaborat. De fapt, eu am ilustrat vreo trei cărți. Nu? Și întotdeauna am lucrat cu mare plăcere și cu mare atracție, fiindcă scrie interesant și mi-a fost plăcut să ilustrez cu tânsa împreună. O carte comandată de Ignacio Ibarra, special dedicată la niște copii mici care părerii de rău nu mai sunt, au murit de la curentul electric. Și în memoria lor a fost scrisă această carte și eu am ilustrat-o. Și această carte a fost cartea anului, a fost dăruită la toți copiii de la noi din Republică. Cum lucrați cu portretul? Foarte mult îmi place cum lucrează domnul Gleb Săinciuc. E extraordinar. Vă zic că Melo, eu socot că e cel mai mare portretist de la noi, mai mare ca dânsul eu, pentru mine nu există, fiindcă prinde caracterul și în măștile astea și în tot. Și eu chiar am atras atenția dumnealui, așa cu un creionaș, oricum un flamaster, prinde, vreau să zic, profilul, oriceva. Eu exact tot așa, mă stărui ca să prind caracteristicul omului. Deci, ce mă interesează pe dânsul, anume ce e caracteristic pentru dânsul. Și îmi fac și schiți, și dacă trebuie, mă uit și după fotografii. Principalul eu ca să găsesc chipul ăsta lui, adică îmi fac și schiți, mă documentez.
pictezi niște oameni numai care îi cunosc bine. Știți? Oamenii necunoscuți nici nu pot să-i pictezi, pentru că ca să fac un portret trebuie să, așa nu știu cum, să mă atragă omul ăsta, în primul rând, să mă atragă, să-l cunosc bine și să mă îmbib așa cu personalitatea lui. Și atunci mi-e vine ușor să-l pictez. Dar așa nu prea. Să zic că eu sunt portretist și pictez portrete la comandă, nu pot spune așa ceva. Ați realizat multe expoziții, sunteți deja un om format, vă simțiți bine acasă, vă simțiți bine în ceea ce faceți, faceți cu plăcere ceea ce faceți. Sunteți un om împlinit în principiu. Eu vreau să vă spun că întotdeauna mă mulțumesc cu ceea ce am în jurul meu și mă stărui ca să fac, să fie, în primul rând, să fie o armonie, mă stărui tot timpul în casă și să am niște relații normale cu toată lumea care mă înconjoară. Nu știu dacă întotdeauna mi se primește, fiindcă e imposibil să faci lucruri ideale, dar înspre asta tind. Eu foarte mult îi iubesc pe oameni și îi stimez și întotdeauna mă gândesc să fac ceva frumos pentru ei. Și eu niciodată nu m-am gândit că vreau să zic că sunt o situație defavorabilă, ori nu știu ce, întotdeauna m-am gândit cu optimism, m-am gândit înainte și nu-mi plac oamenii care ei tot timpul, vreau să zic, găsesc pricini, vreau să zic, pentru a nu lucra, ori pentru a nu face ceva, spui că aerul nu e așa, ori apa e cu bulbuci, ori știți cum, sunt niște lucruri așa, pe nimeni nu o să-l intereseze, unde te-ai născut tu, ce mamă ai avut și așa mai departe. Se întreabă la concret, ce poți face tu și cine ești tu? Dacă tu singur nu poți să răspunzi la întrebarea asta, înseamnă că nimeni nu o să o răspundă.